orice s-ar întâmpla în drumul vostru, în viața voastră, să nu vă pierdeți copilul din interior, să nu vă pierdeți lumina interioară. Și chiar dacă sunt dificultăți, apar dificultăți pe parcurs, să le tratați cu ușurință, să fiți mereu ca niște copii care se joacă și după fiecare joc vă scuturați și mergeți mai departe, în alt joc. Dar să fiți conștienți că sunteți tot voi în joc. Tata îmi spune mereu, nu uita să fii tu, Diana Vrânuț. Chiar și atunci când mă iubește și zic, da, acolo nu pot să fiu Diana Vrânuț, trebuie să fiu altcineva. Da, să vezi ce vreau să zic. Așa că și eu vă zic să fiți voi înșivă, tot timpul, să nu vă fie frică, indiferent de, indiferent că ratați, indiferent că nu o să ai 500 de mii de euro în 5 ani și o să ai doar 50 de euro, sau indiferent că nu o să ajungi cel mai mare de afaceri în Oradea, este foarte bine să fii, chiar dacă ești cel mai sărac, dar știi că așa ești tu și că așa simți tu să fii cel mai sărac, cel mai... Nu știu. Să fii tu. Asta este sfatul meu. Să fiți voi. E cel mai important. E vorba de a-ți găsi eu-ul, de a întreba copilul din tine și pot să vă spun că eu, ca să mă întorc totuși la tine, după ce am decis din motive financiare. Deci problemele sunt aceleași. Acum, între noi, sunt vreo 30 de ani, așa, diferență. Da. Să zice? Da. Pentru că tine vedea în suflet, știi? Da. Și până la urmă, dacă acolo e frumos, iese și pe afară. Ce am să vă spun este că m-am regăsit în rațiunea pe care poate da, cum este și delicatețea în suflet-o. Și din motive financiare, și eu voream să fac profesoară de franceză, scriam poezii și la ultimul clopoțel eu am observat absolvit cel mai elitist liceu din Arad, liceu Moise Liboară, care acum este foarte renumit cu absolvenții de care merg la olimpiade de matematici și așa mai departe. Și atât mi-am dat cu clopoțelul ultima dată, la noi era un liceu deosebit de frumos, era vorba că atunci când dai cu clopoțelul să-ți pui un gând, o dorință. Și eu mi-am dorit să fiu profesoară. Da, pe vremea în care eu terminam liceul, 76, trebuie să vă seama istoria, a fi profesor însemna să ajung la țară, că nu mai vreau să ajung la țară, la Noroaie și la ADCL. Așa că am făcut un compromis și am decis să dau la științe economice, să mă fac economistă, ca să lucrez la oraș. Cum plăceam asfaltul, de frumoase și așa mai departe, nu? Și vouă cred că vă place, nu? Vă place la oraș. Așa. Ei, am terminat științe economice cu notă mare, dar până la urmă, după niște ani, mi-am dat seama că nu sunt atât de fericită din cele mai frumoase balanțe contabile. A zis că vreau să lucrez într-un hotel, într-un, nu știu, la un bar de la hotel, la piscina unui hotel. Bineînțeles, deocamdată sigur o să am ce aștepta, o să am de început de jos, dacă să revin. Și va trebui să plătesc toate astea greu. Dar am venit aici cu ideea să promovez un hotel.